Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune cu Cărțile pe față. În această seară vă provoc să încercăm împreună să descoperim lucrurile care contează. Pentru asta avem o călăuză pe care ne bucurăm să o revedem în municipiul nostru. Este vorba despre domnul Nicolae Badiu, publicist și mai ales câmpulungean. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, domnule Adi Popa! Recunosc că am emoții ori de câte ori pășesc în Câmpul Lung, mai ales aici, acum la dumneavoastră, în direct, pe acest suport media, pe care chiar îl prețuiesc. Vă mulțumesc și eu pentru participare și vă mulțumesc pentru complimente. Înainte de a intra în discuția legată de lucrurile care contează, vreau să le spun telespectatorilor noștri că întâlnirea din această seară este prilejuită de un cadou pe care dumneavoastră ați ales să-l faceți Câmpul Lungului și câmpulungenilor cu ocazia sărbătorii municipiului nostru. Este vorba despre ultima carte pe care ați scris-o, și anume România care contează, o carte care conține tablete și reflexii. Am să le arăt telespectatorilor acest volum și am să le spun încă de la începutul discuției noastre că lansarea cărții este programată pentru vineri în sala mare a primăriei municipiului Câmpul Lung, evenimentul urmând a avea loc de la ora 16. Și că, evident, sunt invitați toți cei care doresc să vă cunoască, cei care încă nu vă cunosc, dar și cei care vă cunosc și vor să intre în posesia acestei cărți. Înainte însă de a vorbi despre carte, vreau să vorbim puțin despre dumneavoastră. Sunteți câmpulungean, cred că cei mai mulți dintre câmpulungeni vă cunosc, dar poate că mai sunt și unii mai tineri care încă n-au avut ocazia să vă cunoască. Și am să le spun doar atât, că sunteți de formație inginer, dar ați ales, sau așa v-a împins soarta, să deveniți un publicist cunoscut, un fondator de publicații și un personaj foarte activ al presei județene și nu numai. Ce anume v-a determinat să faceți trecerea de la inginerie la publicistică? Vă mulțumesc de întrebare. Înainte de asta aș vrea să fac o mică corecție. E adevărat, să zicem, fac un cadou, vă mulțumesc frumos spus, dar cadoul este reciproc. Prezența câmpulungenilor la acest eveniment va constitui cu adevărat un cadou pe care nici nu știu în ce măsură îl merit. Asta ca să fiu modest, cu toate că nu-mi stă, ca să zic așa, în caracter modestia, în mod special. Și tot apropo de invitația pe care ați făcut-o câmpulungenilor la evenimentul de lansare din sala mare a primăriei de vineri, nu mâine, poimâine, da? După amiază la orele 4, eu pe afișul de lansare am scris chiar undeva jos, așa, destul de mare: îndrăzniți, intrați, intrarea liberă. Deci îndrăzniți, intrarea liberă. Nu costă intrarea și asta ca să conving pe cât mai mulți să ia contact cu realizarea publicistică, România care contează. Vreți să știți cine e Nicolae Badiu? Ce să vă spun? Sunt un câmpulungean, da? Și știți bine că orice câmpulungean, mai ales care a copilărit o bună parte aici, de la 14 ani abia am plecat din Câmpul Lung, avem noi al nostru ceva așa, să zicem, special toți mușelenii. Probabil că soarele de aici este de vină, între ghilimele, aerul și mușelele. Sunt într-adevăr de pregătire de bază tehnică și am o adevărată școală cu care mă mândresc, a Daciei, pentru că acolo m-am consacrat eu, însă atenție nu atât în munca de inginerie, cât în cea de relații cu presa, pentru că eu m-am respecializat în managementul relațiilor publice și al imaginii de firmă prin niște cursuri post-universitare și adevărata performanță a căzut tot în oraș? Noi, da, nu mai avem noi lumina aici, dar o să rezolve colegii noștri, pentru că mai avem o rezervă de curent. Așa, dar că tipul ăsta care nu era lumina aici, am fost urmărit? Cred că a fost acasă, s-a văzut așa o sincopă întunecată la culoare. Poate fi fost și asta. Da. A picat lumina numai în studio sau în tot orașul? Nu, a picat pe una dintre faze. Aha.
Bun, ce vorbeam despre mine în contextul în care m-ați provocat să aflați cum am trecut de la inginerie la presă. Deci iată, asta s-a întâmplat, m-am specializat în relația cu presa și acolo chiar am performat, a fost o perioadă de care mi-amintesc cu bucurie la uzinele Dacia. Nu-i de aici de colea să lucrezi într-o divizie și să o și conduci, pentru că eu am fost cel care am înființat serviciul de relații publice la Dacia și pe care l-am condus ulterior, inclusiv relația cu presa. E ceva, într-adevăr, o provocare specială. Apropo, de atunci sunt eu prieten cu actualul primar, care mi-era omolog la ARO. El făcea acest lucru la ARO. Din păcate, el n-a mai avut ce să facă la ARO și de-aia a ajuns primar. Asta a fost șansa dumneavoastră, că Dacia a mers în continuare. Da. Din câte știu și dacă nu greșesc, centrul acesta, sau mă rog, biroul de relații cu presa pe care dumneavoastră l-ați înființat la Dacia, a fost unul dintre primele, dacă nu chiar primul, de acest gen din județul Argeș sau chiar și dintr-o zonă mai mare? Eu am o vorbă, ca în reclama aia cu berea, parcă în Carlsberg, probabil cea mai bună bere din lume. Eu spun așa cu modestie, probabil primul birou, serviciu de relații publice din România, pentru că de fapt cu siguranță este primul. Oficial este înregistrat cel de la Ministerul Apărării Naționale în România, dar vă spun că prima dată la uzina Dacia s-a făcut cu adevărat muncă de comunicare cu presa, muncă de relații publice, așa cum am putut la nivelul ăla, deci la nivelul de profesionalitate din anii 93, că atunci s-a întâmplat treaba asta, 92-93. Și, mă rog, a fost un pariu câștigat. Un pariu câștigat și din asta reiese că vă place, din activitatea ulterioară reiese că vă place să deschideți drumuri noi. Acest birou de relații cu presa, lucru care a condus la o transformare sau invers transformare pe care dumneavoastră, pentru care ați optat în ceea ce privește... Am făcut presă, e bine cunoscut multora dintre câmpul ungeni. Și ați fost fondator de public, nu numai că ați făcut la propriu, ați construit presă. Da, una dintre construcții se numește evenimentul Bușelean în 95. Am venit în Câmpul Lung, sigur proprietarul Paul Vișan, el mi-a propus acest lucru, după delungi, mă rog, negocieri, am făcut această muncă, nu o regret, chiar mă bucură, sunt onorat, 95-96, ce s-a întâmplat după nu mai este treaba mea, adică n-am nicio implicație, nici bună, nici rea, am înțeles. Ca să spun așa. Și e adevărat, am mai făcut chestiuni de genul ăsta, am mai fondat ziare la Pitești, am condus și televiziuni, fac în continuare și o televiziune, unii dintre Câmpul Lung probabil știu că la Absolut TV am o emisiune proprie. E adevărat, fac aceste munci cu plăcere, suntem colegi oarecum în brazlă. Sigur, a fost o descoperire pe care a venit pe parcurs, era o pasiune a dumneavoastră mai veche, aceasta de a activa în presă, pentru că până în 90 bănuiesc că nu vă regăseați, n-ați fi putut să vă exprimați punctele de vedere pe care vi le exprimați inclusiv în aceste cărți pe care le-ați scris. Sunt un tip care se poate bucura de a face ceea ce îi place și ceea ce cadrează cu structura mea. Pentru că eu pe vremea când practicam ingineria aveam în paralel preocupări extra-profesionale de genul grupuri satirice, unde scriam textul, unde regizam și chiar și eram interpret cu atestat de artist liber profesionist, dacă vreți să știți. Am fost și director de casă de cultură la un moment dat. În Mioveni, dacă la casa de cultură din Mioveni, poftim. Recomandat de aceste preocupări ale mele, extra-profesionale, ulterior devenite preocupări efectiv profesionale. Și ce făceam în perioada anilor 83, de exemplu, 84? Scriam texte satirice publicate în Urzica vremurilor, celebra revistă, sau jucate pe scenă și obținând diplome, lauri la nivel național inclusiv.
Deci iată această, mă rog, inclinație spre a scrie. În 90 imediat, totul fiind liber, bine, românul scrie că mai tot român, oricum, nu numai poezie. S-a întâmplat să scriu și eu la ziare, am fost cuprins într-o redacție de publicație nou înființată, concret, parcă era așa, și pe urmă, tot așa am făcut presă. M-am și specializat, dacă vreți, cu pregătire și cu diplomă în domeniul de relații cu presa și de presă, membru al asociațiilor profesioniste de presă din țară. Cât vreți să mai mă laud? Cred că nu asta contează. Haideți să... Eu zic că e important, că asta nu e o laudă, e o prezentare. De fapt, e o carte de vizită a dumneavoastră și plecând de la această prezentare, e mai ușor de înțeles și cum s-a ajuns la conținutul acestei cărți. Evident că noi nu o să dezvăluim în această seară conținutul și cuprinsul textelor, doar vrem să stârnim curiozitatea celor care ne privesc și eu îi asigur că primind cartea de la dumneavoastră în cursul zilei de ieri, ieri seara am răsfoit-o, n-am putut să o parcurg așa cum trebuie din scoarță în scoarță, dar am răsfoit-o și sunt lucruri interesante. Există, de fapt, este un fel de cronică, este un tablou al unei perioade din România ultimilor ani, bineînțeles, ornamentat, aș spune, și cu reflecțiile pe care dumneavoastră le-ați postat în acest volum. Dar o să revenim la discuția asta. Până atunci însă vreau să le reamintesc telespectatorilor faptul că pot interveni telefonic în direct pentru a vă adresa întrebări sau pentru a-și exprima un punct de vedere legat de subiectul pe care noi îl discutăm în această seară. 0348-525-525 este numărul de telefon la care puteți apela pentru a interveni în direct, sau 0728987065, numărul de telefon mobil la care așteptăm mesajele dumneavoastră. Revenim la preocuparea dumneavoastră, aceea de publicist, și vreau să profit de prezența în această seară în studioul Mușcel TV pentru a vă întreba așa. Din punctul dumneavoastră de vedere, a evoluat sau a involuat presa din România în ultimii ani? Da, dacă tot am spus că am avut preocupări de relații cu presa, da, în mod foarte serios, întrebarea vine la țanc. Vreau să vă spun că presa din România, mă poticnesc un pic pentru că răspunsul meu nu este foarte favorabil, a involuat. Dar de la un punct nici ăla nu prea sus, pentru că niciodată se pare că România nu a avut parte de o presă așa cum ne-am meritat de altfel. Chiar astăzi vorbeam la telefon, într-o discuție care m-a bucurat de altfel foarte mult, cu Cristian Bădiliță, o cunoștință nouă și de curând făcută cu teologul celebrul deja cunoscut în lumea specialiștilor, cel care a tradus Septuaginta, este un doctor la Sorbona, nu oricine, că venire vorba, și discutam vis-a-vis de presă, el e stabilit în Franța, era foarte năcăjit de ce se întâmplă cu presa noastră din România. Și atrăgeam atenția că, apropo, în 42, Mircea Eliade, în niște cronici, face referire la presa din țară, el fiind în perioada aia reprezentant la o ambasadă până în Europa, cred că în Spania, pe undeva, sau la Lisabona, Portugalia, cred că, și era foarte trist de ceea ce afla din presa din țară, că este jalnică. Așadar, iată, presa românească nu este o consecință a comunismului, nici a perioadei interbelice neapărat, se pare treaba că undeva, să nu zic vorbe mari, dar în codul nostru genetic avem niscaiva probleme. În măsura în care noi realizăm acest lucru, eu cred că e de bine. Deci se poate totuși rezolva, se poate regla până la urmă. Goana asta după senzațional, nu avem repere, știm foarte bine că tinerii, la ce le oferă presa națională? Cum eu mă exprim aici mai direct, da? Țâțe goale, craci, iertați-mi expresia, că asta le place, da. Să audă și să vadă. Asta se vinde, cum le place proprietarilor de instituții de presă să spună. Asta se vinde. Vedeți că nu întâmplător v-am complimentat la începutul emisiunii postul de aici, TV. Mușel TV este un post pe care îl cunosc, un post care ocupă prima poziție în audiență din județul Argeș și
pe eșichierul televiziunilor locale și un post TV care în niciun caz nu are preocupări din cele la care am făcut referire acum. Deci se poate. Asta vreau să spun. Dacă tot ați spus dumneavoastră lucrul ăsta, înseamnă că nu e așa și că publicul nu caută neapărat vulgarul, ci caută, cred că știe să caute și ar căuta și frumosul, dacă cineva îi oferă. Ar căuta și calitatea, dacă cineva îi oferă. Credeți că în toate demersurile astea, și aici includ nu numai ceea ce a spus dumneavoastră, includ și aceste talk show-uri, aceste emisiuni de televiziune care se transformă parcă din ce în ce mai mult în procese publice în care moderatorul este cel care dă verdicte. El deține adevărul absolut, el și numai el are dreptatea de partea lui. Cât e prostie, cât era credință, cât e intenție. Pentru că vorbim despre manipulare și nu trebuie să ne ascundem, sunt oameni care se folosesc de faptul că dețin instituții de presă pentru a transmite anumite informații, pentru a crea un anumit curent de opinie în rândul publicului. Domnule Adi Popa, există un profil psihologic al moderatorului de presă, moderatorul TV în televiziune, da? Nu mai vorbesc de presa scrisă, ce puțin acolo este, lucrurile stau și mai rău, dacă corect. Vreți, după părerea dacă în televiziune și în radio există măcar un organ de reglementare, să-i spunem. Probabil că asta e cauza. Da, CNA-ul este cel exact. Care presa spune cuvânt. Nu există absolut nimic. N-au niciun control. Da. Însă, ce vreau să spun cu acest profil psihologic? Un om care nu este bine bazat, cum s-ar spune, popor, încerc să fiu cât mai popular ca să atrag publicul. Vedeți că știu să fac marketing, cu toate că, mă rog, unii mă pot acuza vis-a-vis de acest limbaj. Bun, deci dacă nu ești suficient de pregătit, nu ai un caracter puternic, nu ești conștient de poziția ta ca moderator, tu chiar crezi, având în față un invitat, că tu ești stăpânul lui, că ești deasupra lui sau ești cel puțin la fel de egal cu el. Acum, situația diferă. Nu este exclus să fii cu adevărat, într-adevăr, într-o poziție superioară, dacă vrei, intelectuală și așa mai departe. Dar, de cele mai multe ori, poți sta de vorbă cu oameni cu care tu trebuie să ai bunul simț, nu? Și să îți vezi pătrățica ta și în același timp să descoperi, să ai abilitatea de a descoperi, de a scoate, de a scormoni și de a scoate din partenerul de dialog maximul posibil. Dar nu amețind în nebunii și crezându-te deja, mă rog, ai în față un academician și tu deja să te crezi academician, nu? Cel puțin. Pentru că așa se întâmplă. Sau să-l mai ieși la rost, să-l mai ieși la întrebări. Pentru că el este om și până la urmă să știți că este foarte ușor să încurci pe cineva. Eu știu din propria mea experiență, mai știu și din școală, că, mă rog, deții niște chei acolo, niște învățături pe care aruncate într-un dialog cu un om de altfel erudit, într-o specialitate a lui, chiar pe zona lui, poți să-l bați și în fața publicului să-l faci knockout. Și lumea chiar să creadă, bă, uite, bă, ăla academicianul, ce credeam că e de capul lui și ce i-a făcut Adi Popa. Nu stau așa lucrurile, sunt doar simple speculații pe care noi, cei cu experiență maturi și serioși în această muncă, le cunoaștem. Cred că sunteți de acord cu mine, Adi Popa. Sigur. Mai e un lucru pe care aș vrea să-l discutăm și anume, cât, repet, lucrurile astea le discut și profit de prezența dumneavoastră aici, pentru că așa, după cum am spus, ați fost, nu numai că ați activat în presă, ați și construit presă la propriu, spuneam și ați dat exemplele mai devreme. Există nevoia, mai ales astăzi, de a transmite informație. Informație corectă, informație de la sursă, informație necomentată. Eu nu prea am mai văzut lucrul ăsta, nici la televiziunile cu profil exclusiv de știri nu prea mai vezi informație pură. De regulă, tot ce se întâmplă și vin și sunt de acord cu dumneavoastră, mai ales în presa scrisă, totul este comentariu. Comentariu care este, bineînțeles, la îndemâna unui redactor, a unui reporter, a unui proprietar de instituție de presă, a unui grup de interese până la urmă. Spectatorul onest, cum să facă diferența și de unde să-și extragă acea informație fără ca ea să fie alterată de acest comentariu? Din păcate este foarte greu. Și dumneavoastră tot învârtiți acum cuțitul aici în rana asta care
până la urmă, despre asta este vorba aici, stă România. Correct. Este rănită cumplit în zona asta de comunicare prin presă. Asta se întâmplă. Poporul este manipulat. Manipulat de cine? Întotdeauna cine manipulează? Manipulează puterea. Cel care este la putere, cel care iubește puterea, căreia îi vine foarte greu, puterea îmbolnăvește, nu mai poți să renunți la ea și din toate timpurile, oriunde în lume, cel care are puterea găsește mijloace cu care să-și o mențină. Mijlocul acesta de manipulare, respectiv presa, este instrumentat prin cine? Prin ziariști care lucrează într-un organ sau altul de presă și care, cum spuneau, au acest profil psihologic. Știți ce se întâmplă cu ziaristul? Eu acum vorbesc chiar în cunoștință de cauză, pentru că mi-au trecut mulți ziariști, mă rog să le spunem așa, pentru că lucrau la ziar prin mână. Eu sunt un tip ce puțin la Pitești, catalogat drept nesuferit până la imposibil. Pentru că eu când preluam, s-a întâmplat să conduc un jurnal, un cotidian, să știa că a doua zi cam 90% pleacă, îi dau afară pe toți și iau de la capăt. Ce se întâmplă cu ei? Scriu un articol, a doua zi le apare numele în articolul respectiv, care nu are o valoare deosebită, și el văzându-și numele acolo, domnule, se petrece cu el în mintea lui un mecanism foarte ciudat. Dar asta pentru că el este slab, nu-i pregătit pentru acest lucru. Și el văzându-și acolo numele, nici măcar nu mai citește articolul, dar și-a văzut numele semnat, știți cine să crede? Să crede evanghelist, domnul Adi Popa. Să crede, ca să nu zic Iisus Hristos. E foarte puternic. Și în momentul în care el are liber să mai scrie și să mai scrie și ia contact cu un cetățean sau cu un altul și nu-i place lui, la nivelul lui de percepție, exact, mintea lui știi ce funcționează? Păi tu o să vezi tu ce scriu eu despre Te tine. Te fac eu. Te fac eu. Da. În condițiile în care bașca peste toată povestea asta de inflație de ziariși și această problemă cu psihologică, inflația de diplome, domnul Adi Popa, pentru care legătură cu această fabrică de diplome universitare în România, care a distrus, a săpat la nenorocirea României, să știți. Au diplome, toți diplome, și ei se trezesc diplomați, pentru că sunt diplomați, cu studii universitare, care nu sunt deloc acoperite prin acea hârtie pe care ei au dat o căruță de bani. Da. Și de aici, iar altă problemă, pentru că ei sunt frustrați de faptul că sunt posesori de diplomă și nu pot practica, nu pot câștiga pe măsura, în mod teoretic, cunoștințelor avizate, confirmate de diploma respectivă. Tot o nebunie. Îmi permit să fac o completare la ceea ce ați spus. Diplome pe care nu ei au dat o căruță de bani, părinților au dat o căruță de bani. Aia e altă poveste, nu? Și aici o chestiune de nuanță. Lor, să că dacă ar da ei, tot lor. Înseamnă că au muncit și știau să-și câștige banii cumva. Da. Deci asta este problema. Și e foarte grav. Eu o să știți că, hai să începem, anticipăm. România care contează este un titlu acoperit, nu de toate tabletele cuprinse în carte, dar de o serie de tablete care sunt puse mai ales într-un capitol, dacă nu mă înșel, 3, mă rog, în care nu mi-a fost ușor, recunosc, am găsit toată partea, tot ce se poate privi în partea plină a paharului românesc. Pentru că noi totuși contăm, România nu este chiar așa cum o vedem privită prin prisma acestei prese la care ne-am referit. România este altceva. România este o țară cu un popor care contează, chiar dacă în majoritatea lui la ora actuală nu este pregătit pentru a fi asimilat cu România care contează, dacă vreți. Corect. Și mușelenii sunt speciali, știți foarte bine, nu mă așteptam în schimb să fie atât de răbdători. Recunosc treaba asta, având în vedere evenimentele care au trecut peste ei, mai degrabă evenimentele care i-au călcat pe mușcări. Da. Ori s-au molipsit de la alții, ori și-au pierdut încrederea. Legat de ceea ce spuneați, efectul pe care îl produce apariția, publicarea numelui tău într-un ziar. Eu cred că asta e valabil și în cazul unora dintre personajele pe care acești ziariști le au în vizor, pentru că ei își alimentează unii altora nevoia asta de a apărea în public, de multe ori și criticați fiind, dar e foarte important că s-a scris despre el în ziar și apare numele acolo.
Da, mai sunt unii care și plătesc, vă dați seama. Și exact, se întâmplă. Da, ei sunt construiți artificial, sunt de carton, era o vorbă cu mine, iardarii de carton. Da. Așa? Sunt construiți în, în acest mod, ei chiar cred că sunt opoziții sociale deosebite. Eu nu spun că toți sunt în, încadrați aici, dar cei mai mulți, din păcate, cam pe acolo sunt. Asta este nefericirea. Partea bună a lucrurilor este pe care eu o semnalez prin România, care contează, că există oameni de mare valoare, care, din nefericire, ăștia sunt împinși de această societate a noastră pe care o trăim, sunt împinși în zone, nu că întunecate, spre, să se ascundă. Mm-hmm. Cum ne făceam noi cazemate când eram mici pe râul Târgului și pe mușcele noastre de dincolo de Parcul Ștefănescu, în acest minunat rai pe care îl numesc eu, mușcelul ăsta în care eu am copilărit. Am făcut o paranteză vis-a-vis de, de amintirile mele din copilărie. Mă simt minunat aici, întotdeauna în Câmpul Lungul ăsta, dar, dar ce păcat că, repet, oamenii buni, valoroși, luminați la minte și la trup și la, la suflet, da? Sunt nevoiți să se ascundă. Nu au puterea să iasă în față, n-au curajul. Da? Eu poate că nu știu ce sămânță am în mine, că am curajul să ies în față, pentru că până la urmă e vorba de un curaj, da? No. Să scriu, să vin la Adipopa la televiziune, să vorbesc, să mă las provoca pe această temă, dar cu, cu siguranță nu să nebunesc, pentru că mi-am văzut scris numele chiar mare pe o carte, chiar dacă este a patra carte. Nu, nu nebunesc, pentru că experiența pe care o am, pentru că faptele mele din urma acestei cărți mi-au consolidat un soclu sănătos pe care pot să-mi țin picioarele cu echilibru și să nu amețesc, să nu mă cred eu acum buricul pământului. Sunt un biet mușelean, înainte de toate, un român care eu cred că contez ca mulți alții și atâta. Am scris o carte, mai scriu și alta, dar nu înseamnă, repet, că gata, acum mai împărățesc lumea. Și că tot ce spun eu așa este. Dacă ar fi să mai înființați acum o publicație, ce profil ați aborda sau care ar fi principiile de bază pe care ați construi-o? Adică ați face rabat de la ceea ce ați spus până acum, adaptându-vă condițiilor pieței, sau v-ați menține ideile pe care le-ați avut încă de la început? Domnul Adi Popa, anticipez iar, vă rog, nu știu dacă greșesc vis-a-vis de strategia dumneavoastră, într-un interviu acordat la Chicago în septembrie anul trecut, relativ devreme, când am lansat România care contează, prima dată la Washington a fost, în comunitatea de români, unde am fost invitat special pentru acest eveniment. Deci într-un interviu la RTN Chicago, pentru că a spus că veți difuza... Sigur că la finalul discuției noastre o să difuzăm această înregistrare pe care această înregistrare la o emisiune față în față cu un distins jurnalist, directorul acestui post de televiziune din Chicago. Și care mă întreba la un moment dat, da, dar ce facem cu această Românie, cu situația gravă? Bine, americanii exagerează un pic vis-a-vis de ce se întâmplă la noi. Un pic, dar nu foarte mult. Mă rog. Și zice, ce să facem? Dar cum s-ar putea realiza? Și asta mă văitam eu. E foarte greu să mai facem ceva. Pentru că, spuneam, puterea are în mână mijloacele de comunicare. O altă putere care să vină să contrabalanceze actuala putere, care vedem că nu ne face bine. Nu ne face bine, nu ne e bine. Deci, să punem la putere pe alții care să ne facă bine, trebuie să avem alte mijloace de comunicare pe care să venim să transmitem poporului alte mesaje. Și să le spălăm creierile, dar în sens pozitiv, față de toate mizerile pe care le-au asimilat și cu care li s-a încărcat subconștientele, da? Din nefericire, este e o situație ipotetică, dar foarte greu de realizat. Eu nici nu văd sincer cum s-ar putea face. Pentru că povestea aia, știți că, zice, cum să fac eu să atrag atenția cuiva asupra unui eveniment sau altul? Ar trebui să facem noi acum, potrivit presei tabloide, noi acum ce ar trebui să facem? Să chemăm o fată care să joace pe masă, să-și dea jos ciorăpeii, arunce sandalele, la un moment dat să-și arate fundulețul, să aibă chiloței, nu știu cum, crăpați într-o parte, și în timpul ăsta
să vorbim de România care contează și să, nu știu, să ne mai și certăm pe fata aia, noi doi, da? Să inventăm un conflict. Și eventual ne aruncăm un par de apă în față, înjurăm primarul, mai găsim noi niște oameni pe care să-i blestemăm și în timpul ăsta să anunțăm că vineri, 19 iulie, orele 16, la primărie, va avea loc lansarea de carte România care contează. Și eventual să le mai spunem că, atenție, între orele 4 după amiaza și 5, cât se va desfășura evenimentul ăsta în primărie, nu e exclus să asistați la un viol, pentru că am pus ochii pe o îngrijitoare frumoasă de primărie sau, mă rog, o secretară și așa mai departe. Și vom, oferi gratis mici și bere, nu? Și mici și bere în fața primăriei. Da. Da, gratis. Ne oprim foarte puțin timp pentru o pauză de publicitate. Eu vă reamintesc că puteți interveni telefonic la 0348-525-525 pentru a adresa întrebări invitatului meu, publicistul Nicolae Badiu, sau ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0728-987-065. Revenim cu partea a doua și ultima, de altfel, a discuției din această seară, dar după aceea vom difuza materialul la care domnul Badiu făcea referire, și anume un interviu pe care domnia sa l-a acordat unui post de televiziune românesc, da, din Chicago. Da. Bun, publicitate și revenim imediat. Am revenit în direct și vorbim despre lucrurile care contează în România, care contează așa cum le-a văzut și așa cum le vede publicistul Nicolae Badiu, invitatul meu din această seară. Înainte de a continua discuția, vă reamintesc 0348525525 sau 0728987065 pentru mesajele dumneavoastră. Am discutat despre punctele de vedere ale dumneavoastră legate de ceea ce se întâmplă în presă, dar și despre năravurile celor care activează în presa acestor ani. Năravuri care cred că sunt genetice, așa după cum nu prea îndrăzneați să spuneți, dar eu sunt convins că lucrurile așa stau, pentru că sunt trăsături pe care, din păcate, le regăsim nu numai la o categorie anume, ci le cam regăsim în general. Bucuria asta de a face, bucuria măruntă de a face un rău dacă ai în mână o bâtă la un moment dat, bâta aia însemnând și un pix, da? Dacă ești ziarist. Din potrivă, dacă te afli pe o postură din asta de vremelnic, conducător de instituție, numit politic, arăți tu acolo cine e jupânul și cum faci tu regulile. Întrebarea e cine ne vindecă sau cum ne vindecăm și mai ales cât de repede, pentru că lucrurile nu stau deloc bine. Da. De la Caragiale încoace știm că avem această problemă. Dar cu siguranță problema o aveam și înainte de Caragiale. El a zugrăvit-o foarte sugestiv. Cu toate acestea, eu vă previn că citind România care contează, veți prinde o stare de bine, de curaj, de optimism, de încredere într-o Românie alta decât cea care se vede, cea reală. Nu asta este România pe care o vedem noi, deci reală. Ceea ce se vede nu este România reală. Apropo de carte, să facem o chestiune, deci cine este interesat și sună, o să las niște cărți care pot fi ridicate gratis de cei care sună și sunt interesați de așa ceva. Ca să îi cointeresăm să intre în priză cu România care contează. Ce e de făcut? Se vorbește despre o masă critică care ar trebui formată, adică suficienți oameni cu o moralitate care să le permită și cu o pregătire care să le permită să contribuie la schimbarea acestei stări. Se pare că această masă critică încă mai are de așteptat în formarea ei și mai cred eu că teoretic ar exista, dar cei mai mulți stau, cum spuneam, ascunși. Noi trebuie pe orice cale pe care o avem la dispoziție, pe orice suport de comunicare, că e TV Mușchil, că e, mă rog, o postul de televiziune la care am o emisiune, IOTV, și pe orice altă cale, întâlniri directe, verbale, scris, carte ca aceasta, România care contează, da? Că de-aia fac lansarea de carte și aici pentru a prezenta și cât mai mult să ia contact cu scrierile de aici. Deci folosind aceste căi putem să contribuim la deconspirarea acestora care se ascund, să-i facem să iasă din bărloc și să așeze în fața acolo unde e necesară această
masă critică de, prin care să răsturnăm non-valorile și să curățim România de această mizerie imensă care pare că gata, ne sufocă, murim, se vorbește despre un cancer imens, nu știu. Nu, e o poveste. Cred că totul poate fi răsturnat. Totul poate fi. Este doar o perioadă în care această putere care manipulează este cu frâierele în mână, are butonul asupra acestor mijloace de comunicare. Și vă fac o trimitere foarte pe fugă la un eveniment concret. Vă amintiți, nefericiția, într-o excursie la Muntenegru de turiști, s-a răsturnat cu autocarul cu ei și au murit. Un caz absolut dramatic, bineînțeles. Dar oamenii aia erau într-o excursie. Puteam fi și noi și oricine dintre cei care privesc la televizor. Plătești un ban, să treci într-o excursie, să răsturnă cu tine mașina, pa! Și alții află despre tine și trăiesc din asta, fac până la urmă o bucurie. Că, bă, uite cum a murit ăla răsturnat. Bun. Și ce facem acum? Un soi de priveghi cu lăutari. Și ce facem acum? Băgăm avioane militare să-i transporte pe nefericiți. Dăm emisiuni cu tam-tam, facem doriu național, le dăm bani de la buget, plătim noi toți. Pentru ce? Că până la urmă oamenii ăia n-au murit pe front. Absolut. Și ce se întâmplă? După toată povestea asta, ca să vedeți cât de ticăloși sunt unii, cum folosesc această dramă pentru a da o telenovelă în direct, să te ducă cu gândul în orice altă parte și în niciun caz să nu observi că de la 1 iulie s-au scumpit gazele în primă fază cu 8%, energia electrică în primă fază, nu știu, cu 10% și câte și mai câte urmează de nenorociri efective, reale, care afectează pe toți ceilalți. Iată un sistem de manipulare, de groaznică manipulare, profitând de o întâmplare tragică de altfel. Da. E, nu știu cum să spun, o nevoie bolnavă, mi se pare mie, și bolnăvicioasă, pentru că îi îmbolnăvește și pe cei care sunt invitați să consume tot spectacolul ăsta de 2 lei, dar funcționează în continuare, din păcate. Vorbeați la un moment dat, dumneavoastră, și vorbiți și în carte, în mai multe texte, despre această răsturnare a scării valorilor, răsturnare care s-a petrecut după 1990 încoace, și spuneați mai devreme că trebuie să facem în așa fel, sau încercarea, provocarea asta ar fi de a înlocui puterea actuală și de a pune la puterea cei oameni buni, pe care i-aș cataloga eu așa, cuprinzând aici tot ceea ce dumneavoastră a spus despre oamenii valoroși. Ce ar fi să încercăm să ne punem pe noi la putere? Pe noi, nu pe mine și pe dumneavoastră. Pe noi românii, în România asta care contează, pentru că, din păcate, clasa politică e toată o apă și un pământ. Năravurile sunt aceleași, interesele sunt aceleași, culorile nu contează. Ele alternează doar așa, de dragul simțului cromatic, aș spune. Nu credeți că ar fi potrivit ca oamenilor să li se transmită că nu sunt dependenți în realitate de această clasă politică și dacă fiecare pe bucățica lui, în gospodăria lui, în familia lui își face treaba și e preocupat să trăiască mai bine și începe el astăzi, după aia văzând bunul exemplu începe și vecinul și toată comunitatea din care face parte, clasa asta politică se va clătina serios pentru că își va pierde influența pe care într-adevăr astăzi o are, dar o are și pentru că noi o cerem. Pare că suntem, nu știu, dependenți cumva de clasa asta politică. Prefațatorul cărții mele România care contează, nimeni altul decât Alex Ștefănescu, cunoscătorii știu că este probabil cel mai mare critic literar din România la ora actuală, cel care de altfel a scris istoria literaturii contemporane. Da? El spune undeva într-o campanie a lui că s-a gândit să facă ceva, să implice în România asta să se implice cu ființa sa, da? Și spune el că, Alex Ștefănescu, îl citez, dacă fiecare dintre noi ar face strict ceea ce trebuie, să-și facă meseria, corect? Asta ar fi soluția reașezării României în albia corectă. De fapt, așezării, că n-a fost așezată, da, se pare, da, niciodată. Adică fiecare să-și facă treaba. Dumneavoastră, Adi Popa, vă faceți treaba. Sunteți director de televiziune, moderator, vă faceți treaba corect. Nimic mai mult. Doctorul X, să-și facă treaba acolo, pe specialitatea lui. Dacă el este doctor bun și a făcut treaba lui acolo, da?
în limitele corecte, decente, din toate punctele de vedere, e ok. Dacă îngrijitoarea de la Casa de Cultură, de la primărie, curăță bine, corect totuși, își face treaba corect, este în regulă. Dacă ziaristul ăla care e ziarist își face meseria corect, este în regulă. Asta este povestea. Să ne facem fiecare în dreptul nostru meseria noastră corect. Și nu să stăm fiecare în dreptul nostru și să privim în dreptul celuilalt. Da. Și să stăm așa cu mâinile încrucișate și să blestemăm și să înjurăm că nimeni nu face nimic, nimeni nu ne face ce trebuie. Dar tu, cel care comentezi, faci ce trebuie? Eu, Nicolae Badiu, dacă sunt publicist, scriu carte, da? Dacă sunt realizator TV, îmi fac emisiunea de TV. Și tot ce fac eu contează. Nu stau doar să comentez pe altul și pe altul, să arăt la nu-și face treaba și vezi, Doamne, eu să uit că trebuie să-mi fac eu primul treaba. Cam ăsta ar fi răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Mai spuneți-mi un lucru. Vorbeați despre faptul că percepția românilor, dar nu numai a românilor, și mai ales, aș spune, a cetățenilor străini, este un pic exagerată față de realitatea din România. Cum este percepția comunității românești din America, acolo unde noastră ați fost cu această carte? Și mai ales, cum v-au primit, cum au primit această carte și care au fost discuțiile pe care le-ați avut cu ei? De regulă, sau mă rog, se spune că de pe margine lucrurile se văd mai bine. Putem considera de data asta că de la distanță lucrurile s-ar vedea mai bine. Există, se mai păstrează această legătură cu România? Există interes față de ceea ce se întâmplă aici? Oamenii sunt la curent? Nu este pentru prima dată când am fost în Statele Unite, de această dată în comunitatea românilor de la Washington în primă fază. Acolo am fost invitat de Consiliul Parohial al Bisericii Sfânta Cruce din Alexandria, biserică renumită mai ales prin faptul că acolo a slujit celebrul părinte dizident, regretatul deja, Gheorghe Calciu Dumitreasa. Și de ce am precizat acest lucru? Pentru că poate nu știu toți, în Statele Unite cam totul se petrece sub oblăduirea, sub parohia, sub cupola unei confesiuni religioase. Fie că e vorba de ortodoxi, catolici sau protestanți. Biserica are cu adevărat putere acolo. Și în felul acesta, deci iată, eu am ajuns invitat de ei. Cum au primit, cum privesc România? Să precizăm un lucru. Ei sunt cetățeni americani cu mentalitate americană. Pentru a deveni cetățean american, ai nevoie de o ședere de minim, nu știu, 6-7 ani, da, în care nu ai voie să părăsești Statele Unite decât, nu știu cât, o lună, două, la nu știu câți ani. De ce? Nu s-a întrebat nimeni la treaba asta? Hai să vă răspund eu de ce. Pentru că americanul a socotit așa, cel ăla care prepară în laboratoarele lui speciale, viitorii americani. Zice, dacă îl lasă să plece acasă în perioada asta, el se duce din și se contaminează cu mentalitatea inițială a lui, de român, de spaniol, de ce-o fi, că nu e valabil numai pentru români, ci pentru toată lumea care vrea, aspiră să devină cetățean american, orice cetățean bun, european sau din altă parte. Și asta este povestea. Până când am putea noi zice, am mai folosit expresia în seara asta, mă rog, nu-i spală creierul de ce are el din țara lui și nu-l transformă în american, nu-i face, nu-i conturează mentalitatea de american, nu-i de cetățenia de american. Deci așadar, țineți minte, când vă întâlniți cu un român care are cetățenia de român în continuare, dar el are cetățenie de american, priviți-l cu atenție, vorbește aceeași limbă, se poartă absolut firesc, dar el este cu adevărat american. Are mentalitate de american. Ce înseamnă mentalitatea de american? Înseamnă că nu are nimic comun cu ceea ce gândim noi românii. Abordarea este cu totul alta. În plan economic nu mai vorbesc. Ca să nu mai vorbim de abordarea muncii pentru și a timpului. Nu pot vorbi despre timp liber pentru că ei chiar n-au timp liber. În America nu este o modă să-și bea cafeaua în mașină. Sunt obligați să-și bea cafeaua în mașină. Pentru că nu, ei nu au timp să-și bea cafeaua acasă. Da. Nu este o modă să mănânce cheeseburger și hamburger în mașină ca sandwich, ci sunt obligați pentru că nu au timp să facă acest lucru, decât unii care își permit să ia masa acasă, nu oricine își permite. Trebuie să ai o poziție în serviciu foarte bună. Se muncește de dimineață până seara.
Este foarte grea viața acolo, din punctul ăsta de vedere. Dar acolo, în același timp, când, după cum știm și noi de la occidentalii noștri europeni, care sunt mult mai aproape de noi, o vorbă spusă ține loc de semnătură, ține loc de ștampilă, ține loc de contract. Asta este acolo în America. Și sigur că ei privesc cu mare îngrijorare ceea ce se petrece în România. Sunt mult mai prăpăstioși, dacă vreți, vis-a-vis de ce văd ei în România, mai ales prin această oglindă a presei românești. Ei, neînțelegând că este multă făcătură în presa noastră și crezând ca niște naivi, ce am putea spune că sunt, mai tot. Și de aici această deformare de imagine, de aici această problemă de comunicare cu ei. Nu mai vorbesc că de aici și ați văzut poziție. Dacă mă duc în America, ce tare aș fi. Nu e adevărat. Acolo trebuie să fii, e greu să faci față în America. Sigur că da. Și poți să fii mai tare rămânând în România. Vă întrerup puțin pentru că un telespectator vrea să vorbească cu noi. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Vorbim despre presă, vorbim despre toate lucrurile astea. Indiferent, politicienii și-au creat posturi ca să iasă în relief ei, indiferent ce ar zice, rar televiziuni ca Mușelul, ca dumneavoastră ăștia cinci, să spuneți adevărul și să ne informați ca lumea. Antena 3 apără interesele ministrului agriculturii și ale ăla, într-o TV-ul pare nu știu cui, și scoate relief pe ei. Și noi suntem toată ziua mințiți, are dreptate domnul Batiu. Dar vedeți dumneavoastră, nu putem face nimic, nu să curăță această clasă politică, că tot ăștia sunt de când a apărut pe scenă, unii vine azi, pleacă mâine, vine azi. Și se ceartă între ei ce mai e de furat. Vedeți și dumneavoastră ce s-a întâmplat cu Câmpul Lungu, ce se întâmplă cu toate și comun și orice. Ei sunt veniți numai și numai pentru ei și neamurile lor, să ne disinformeze, să ne spună tot felul de prostii și tot felul de minciuni. Că face locul de muncă, nu face nimic, că face aia, nu face nimic. Aici e domnul, adică dumneavoastră, să interveniți mai mult ca noi mușelenii să profităm de multe lucruri corecte și cinstite spuse de dumneavoastră și l-a rugat pe domnul Badiu să vă lase o carte și pentru mine. Că știți prea bine că eu mă ocup, citesc și parcă îmi pare rău că sunt născut, crescut în Mușel și puteam să fim sus datorită oamenilor pe care i-am trimis unde i-am trimis și a bătut joc de noi. Și își bat în continuare, vin în campanii, ne mint, ne spun tot felul de gogoși și pe urmă uită să mai treacă pe la noi. Domnul Adi, mulțumesc! Vă mulțumim foarte... Și mulțumesc și lui domnul Badiu și se iasă mai des cu dumneavoastră. Că dacă oameni ca domnul Badiu, ca dumneata, ca Sergiu, ca oameni, ca lumea, ca domnul Prisau, dumneavoastră și ne spuneți, domnule, adevărul, ne spuneți pe față și ne primiți să spunem, dacă vrei să dai un telefon la o televiziune care minte, de exemplu, Andela, nu te primești. Că asta e situația. Dumneavoastră, TV Mușel, eu le-am spus că am stat și pe spitale, pe unde am umblat, n-am prins. Dom'le, noi la Câmpul Lungu avem o adevărată informare corectă la 5-6 inși. Vă mulțumesc, domnul Adi, să trăiți și domnul Badiu, vă rog frumos, lăsați-mi și mie o carte la domnul Adi. Vă mulțumim. Mulțumim mult pentru intervenție. O seară bună în continuare și o să primiți o carte de la am domnul. Am promis Badiu. Fără probleme, da. Ce v aș ruga să treceți vineri să luați cartea pentru că nu am venit. Sunt venit la Pitești și nu am la mine. Sau mai bine zis de vineri încolo, de vineri pentru încolo, că vineri da, să de le vineri luăm încolo noi. Garantat da. Voi lăsa. Sigur că da. Chiar mai o să las pentru mai multe lume. Da. Da, v-am întrerupt în momentul în care a intervenit telespectatorul nostru, vorbeați despre diferența asta radicală între mentalitatea unui american, fie el și de origine română, și a unui român. O să observați, în interviu acordat la RTN Chicago, modul de abordare al directorului postului TV respectiv și o să mai observați ceva interesant. Eu eram după 2 săptămâni de America și o să vedeți acolo un Badiu mult mai relaxat. Mi s-a atras atenția, m-am uitat și eu și într-adevăr așa este.
Pentru că în momentul în care părăsești această zonă a noastră, încărcată de tensiune... Ești din vârtej, practic. Unde suntem într-un vârtej, cum bine spuneți, permanent. Ei bine, cât ar fi emoția de mare și a călătoriei și oboseala, cu toate astea o să observați o desprindere care se simte în atitudinea, în abordarea, în comportamentul de pe alte meleaguri. Ăsta este adevărul. Da, haideți să mai vorbim cu un telespectator. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Ati, felicitări pentru invitatul din această seară, domnul Vadim Nicolae. Sunt o cunoștință de-a dumneavoastră, că am lucrat la ARO și în 2003 ne-a disponibilizat. Și dacă dânsul este drăguț, că vineri vin la Câmpul Lung, sunt din Mihăiești, să obțin și o carte, România care contează, să o citesc cu plăcere. Sigur că da, domnul Badiu a lansat invitația, probabil că nu ne-ați urmărit de la începutul emisiunii. Lansarea de carte va avea loc începând cu ora 16 în Sala Mare a Primăriei și bănuiesc că bucuria ar fi cu atât mai mare dacă dumneavoastră se prezentă la acest eveniment. Oricum veți avea o carte pe care o puteți ridica de la televiziune începând cu vineri. Da. Vă mulțumesc din suflet. O seară minunată, Doamne ajută. Vă mulțumim și noi, o seară bună, la revedere. Mulțumim. Normalitatea e molipsitoare, nu? Spuneți dumneavoastră și mai ales prinde repede. Cum facem să ne molipsim și noi sau să rămânem molipsiți când ne întoarcem din America? Călătoresc din ce în ce mai mulți români și nu numai în America, și în alte state cu altă civilizație sau cu altă cultură pentru muncă, pentru lucrul bine făcut în țară. Numai că le uităm când ne întoarcem acasă. Domnul Adi Popa, hai să fim cinstiți să recunoaștem un lucru. Contează structura noastră ca indivizi. Fiecare dintre noi suntem dotați cu niște circuite, ca cele integrate, mă rog, că sunt mai cunoscute. Avem un soft sau altul pe noi. Și vreau să vă spun că sunt foarte mulți care călătoresc în Statele Unite și vin de acolo, dumneavoastră i-ați observat și mulți dintre telespectatori, cu aere, umflați în pene, ca să zic așa, și dacă îl întreb ce a văzut, ce a simțit, ce a trăit, ce a învățat, vă spun eu că e totul deformat. El nici nu s-a putut concentra bine la cei acolo, decât cum să ajung mai repede acasă și să le spună tuturor că el e american, are și pălărie de aia în cap, ați văzut, e șmecher, calcă deja altfel, stă cu mâna pe niște dolari în portofel, îi mai scoate, îi numără. Contează așadar cine se duce și cu ce se întoarce. Pentru că dacă nu ai softul pregătit, ca să mă exprim așa, terminologia asta de IT, care este foarte la modă, și asta e vremea pe care o trăim, dacă nu ai softul necesar, degeaba te duci oriunde ar fi, oriunde, că degeaba. Vin apoi tot la fel. Dacă nu mai rău. Dacă nu mai rău. Da. Așa că, bine, eu explic, eu spun, oricine e pregătit să primească învățătură, foarte mulți ori nu se uită, ori n-ascultă, nici ce spun eu, nici ce spuneți dumneavoastră, ori dacă totuși ne privesc, poate mai grav să aibă o atitudine de genul, dar cine mă deșteptă la vine să-mi dea mie lecții? Cine e el? Are, cu ce mașină e, umblă el? Poate să zică. Și el se uită în curtea lui, că stă de obicei la bloc, dacă are o mașină foarte bună, și se uită de undeva de la etaj și își admiră 4x4, foarte scump, la care are și rate probabil, sau n-are, că o ia un second hand, și zice, cine mă ăla? Pe ăla e ca mine? Își permite el să vorbească? Există și această categorie. Și multe alte categorii, din nefericire. Dar există și români care contează, din România mea care contează. Îmi place când spuneți România mea. Mi-a plăcut și am identificat, și o să vă rog să-mi spuneți dumneavoastră dacă e corect ceea ce spun eu acum, că medicamente pentru a ne trata de nebunia asta care ne-a cuprins sunt la îndemâna oricui. Ele sunt iubirea și credința în Dumnezeu. Am identificat în multe dintre reflecțiile dumneavoastră îndemnuri la a iubi, la a crede în Dumnezeu. Ce-o fi așa de complicat? Ce-o fi așa de greu? Mai ales că
la biserici cam dăm buluc, ați văzut că lumea se înghesuie, construim și catedrale acum din ce în ce mai mari. Ce-o fi așa de greu ca atunci când suntem cu noi înșine, acasă, la muncă, nu știu unde, să facem exercițiul ăsta, să încercăm să iubim mai mult, începând, bineînțeles, dincolo de persoana noastră, cu cei apropiați nouă, și mai ales să ne recăpătăm încrederea și respectul față de Dumnezeu, pentru că și credința asta e interpretată în mod diferit de mulți oameni. Din păcate, hai să vă citez pe Cristian Bădriță, că tot l-am pomenit astăzi, am avut o discuție cu el, l-am proaspăt în minte. Este, de fapt, un teolog îndreptățit să facă afirmații de genul acesta, pentru că a studiat efectiv problema. El spune următorul lucru: românii sunt religioși, nu și credincioși. Eu recunosc că mi-a plăcut această afirmație, pentru că cadrează cu concepția mea. Da. Suntem religioși, dar nu suntem suficient, cel puțin să mă exprim așa, de credincioși. Și pentru a conta, pentru a face parte dintre această Românie la care visăm și care există până la urmă, da? Trebuie neapărat, înainte de toate, să accesezi ceea ce numesc eu iubire, și nu sunt eu primul care spun treaba asta pe pământ. Nici măcar Iisus Hristos nu cred că a fost primul. El a fost, în schimb, primul care a venit și oficial ne-a transmis că e vorba de o învățătură cerească și ca un ordin pe care câți îl respectă dintre români, domnul Adi Popa, să-ți iubești semenul, aproapele, da? Ca pe tine însuți. Iată, cât de simplu ar fi. Cât de simplu este să privești fiecare zi cu bucuria unei noi trăiri și fără acea înveninare, ură, țâfnă vis-a-vis de zgomotele care sunt printre noi, de claxoanele pe care le auzim din nefericire iară pe stradă zi de zi și la propriu și la figurat, da? Și cât de simplu ar fi să ne bucurăm că iată suntem din nou în viață, ne bate inima, cum zice în Alprea Sfinția sa Calinic, mai nou am văzut că în toate întâlnirile unde predică, atrage atenția asupra acestui lucru. Bucurați-vă, oameni buni, că iată e o nouă zi în care inima încă vă bate. Foarte frumos. Un alt prelat care transmite învățături minunate. Așa. Deci, asta e povestea. Ne-ar fi foarte ușor să facem acest lucru și totuși nu se întâmplă. Suntem încrâncenați, suntem loviți de ură și mânie care duce la boală, domnul Adi Popa. De-aia suntem atât de bolnavi. Și că de ce sunt românii bolnavi? Pentru că urăsc, pentru că nu iubesc. Asta. Pentru că nu știu să ierte, ce ușor e să ierți. Ai iertat și pa, ai scăpat de grijă. M-a supărat cineva cumplit, da? În momentul în care l-am iertat, m-am ușurat eu primul. Da? Și dau șansa și celui care mi-a făcut rău să se repare. Și nu mai am în minte și îmi fac de treaba mea, de viața mea frumoasă. Dacă eu nu-l iert, sunt obligat să mă gândesc mereu la el cu mânie. Mânia aia îmi face mie prima dată rău. Fie că îl blestem, înainte de a atinge blestemul pe el, vorba grea, înveninată, trece prin mine, prin ființa mea, sunt primul afectat. Deci eu sigur voi avea parte de ceva rău. La ăla ajunge, nu ajunge blestemul, dar prin mine trece tot ce e rău. Și atunci nu e mai simplu să zic, mi-a făcut un rău, îl iert. Bine, odată, chiar într-o întâlnire cu un Alprea Sfințit, apropo, că mai am câte o întâlnire și ziceam, un Alprea Sfinția, dar eu uite, chiar mă laud cu chestia asta, sper că nu e un păcat, că pot să iert. Cum să fie păcat? Foarte bine, zice. Dar eu continui. Nu pot să-l și iubesc pe la pe care îl iert. Deci, dar care mi-a răspuns foarte frumos și de atunci m-a liniștit. Bă, Badiule, dar tu nu-i vrea să te canonizezi în viață. Da, corect. Foarte greu. Dar măcar... Măcar merită încercat. Sigur, merită încercat și să ierți. Sigur, e la îndemâna oricui. E foarte ușor. Și să iubești la fel. Nu cer neapărat să-l iubești pe ăla pe care îl ierți, dar poți iubi în general, că e foarte simplu. România care contează este România formată din oameni așa. Acei oameni care poate deocamdată nu ies în față, din motivele de înțeles, dar care cu siguranță
Nu azi, poate nu mâine, poate nu poimâine, dar va veni și vremea lor și vor ieși în față. Și atunci nu o să mai fim o țară de indivizi, o să fim o familie de oameni, pentru că spuneți dumneavoastră aici la un moment dat, singur nu poți fi întreg. Este program dumnezeesc. Să rămânem și nu ne dăm seama, suntem, nu știu cum să spun, neîmpliniți, suntem, după cum spuneați dumneavoastră, parcă prea răi, devenim bolnavi, într-adevăr, ne măcinăm, ne facem rău nouă înșine înainte de a face rău celor din jurul nostru. Eu nu pot decât să îndemn pe telespectatorii noștri să vină vineri la lansarea de carte, dacă nu pot să vină vineri măcar... O să facem în așa fel încât să ne mai revedem, pentru că eu zic că a fost un început de bun augur și acum îmi dau seama că ar fi trebuit să vă invit mai demult, să mai stăm de vorbă din când în când și în funcție și de programul dumneavoastră poate reușim să facem asta de aici încolo, pentru că a fost o întoarcere acasă de bun augur, zic eu, și într-un moment de sărbătoare pentru Câmpul Lung. Așa că, ce să zic, nu-mi rămâne decât să vă urez succes în continuare în demersul dumneavoastră și înainte să ne luăm la revedere să vă întreb, scrieți zilnic, periodic sau atunci când simțiți nevoia, când se întâmplă ceva care vă atinge într-un fel sau altul? Domnul Adipopa, sunt ca un tip în fața unui computer care are cel puțin 2-3 ferestre deschise. Nu că aș face o muncă de simultan, ca la șah, că am fost șahist cândva la viața mea de performanță și îmi place să fac trimiteri, dar... am mai multe proiecte dezvoltate în paralel și printre aceste proiecte tot timpul unul este permanent pe masa mea, acela de a scrie. Cam așa stau lucrurile. Uh-huh. E mai complicat de explicat. Cert este că muncesc, nu ca americanii, uh-huh, îmi beau cafea acasă cu soția mea în fiecare dimineață și este bucuria maximă. Pentru că acolo punem la cale, ca într-o ședință de guvern, toate cele necesare bunului mers al familiei și de-aia poate că mă și pot bucura de un trai minunat, de o fetiță excepțională, care este Dita mai fata, de îi zic fetiță încă, pentru că a terminat bacalaureatul acum, cu 976, ca să mă dau mare ca un mușelean ce sunt, și care va fi o medicinistă de excepție, cred, uh-huh, și care vreau să vă spun că ea a debutat cu Viitorul de ieri, este o carte care a avut o recenzie foarte bună în presa de specialitate, Iulia Maria Badiu, Viitorul de ieri, proză scurtă, și n-am chemat-o să facă lansarea cu mine, cum am făcut la Pitești și la București, pentru că este prinsă cu admiterea la medicină, mm-hmm, și am zis să nu o bulversez, pentru că asta presupune niște energii care pot tulbura, corect, chiar dacă sunt pozitive. Corect. Înțeleg din ceea ce spuneți că pe pipirul dumneavoastră întotdeauna o carte așteaptă să fie scrisă. Putem spune și așa, dar să nu înțeleagă cei care ne urmăresc că, bă, vezi, Doamne, a venit scriitorul Badiu care uite ce face și drege, să ne simțim complexat sau, mă rog, să-l beștelim că își permite să ne spună că el face mai mult, că face și drege. Nu știu, nu așa. Pur și simplu, unii scriu, alții pingelesc pantofi. Din păcate, prea puțin au mai rămas să facă meseria asta. Alții sculptează, alții construiesc șosele. Și întotdeauna e cineva în spatele lor care să dărâme ceea ce au făcut ei. Da, mă rog, apropo de valori, aș vrea să fac o corecție. Sunt foarte atent la discuții și îmi place să rămână, să pun la punct totul, chiar dacă am trecut cu ceva vreme peste. A spus la un moment dat că din 89 încoace s-au schimbat valorile și cum să facem să redresăm scara valorilor. Vreau să vă spun că părerea mea este că înainte de 1989 nu au fost nici atunci așezate corect valorile, ca să fim foarte clari. Și atunci... valorile erau puse alandala, din nefericire. Da. Însă ceea ce se întâmplă după 89 încoace este vizibil. Se poate vedea toată lumea cu ochiul liber și cu claxoane, cu zgomote, de-aia face mai rău aparent decât ce era înainte de 89. Pentru că și atunci o poveste, putem sta de vorbă dacă a zis că v-ar plăcea să mai ne întâlnim cu mare bucurie pe diverse teme, inclusiv ăsta. Sigur. 89, după 89 și ce mai fi.
Mai ales ce o mai fi, dar asta n-avem de unde să știm, n-avem decât să trăim ca să le vedem. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în această seară și invit pe telespectatori să rămână alături de noi pentru că urmează să difuzăm acel interviu realizat la RTN Chicago. Am discutat pe parcursul întâlnirii din această seară și ați înțeles în ce conjunctură s-a petrecut întâlnirea respectivă și o să fim foarte atenți să vedem și să sesizăm relaxarea lui Nicolae Badiu comparativ cu, cum să-i spunem, nu i-aș spune încrâncenare, dar cu tensiune în plus, cu siguranță cu pe care o trăiesc România. În țară, asta e evident. Mm. Și în plus, că tot aș vrea să mai atrag atenția, să remarcați, eu acolo intram în postul de televiziune din Chicago la nici 40 de minute, nu, cu totul de la decolare, cred că 60 de minute. Am fost luat din aeroport și dus direct. Asta a fost prima întâlnire. Uh-huh. Era un program. Uh-huh. Din Washington, călătoream la Chicago, 1100 de kilometri, 2 ore de zbor și intram acolo. Deci iată cum se poate petrece. Ce deplasare dinamică și uh-huh. cum te poți comporta. Și foarte important, stimați mușereni, vedeți dumneavoastră cum pune problema un român, întâmplător mușerean de-al dumneavoastră, acolo în America. Asta cred că e cel mai important. Provocat de un american. Ăla vorbește românește. Postul de televiziune poate fi numit românesc, cu toate că nu e românesc, e american. Deci, repet, e un post de televiziune american, se vorbește în limba română. Dar e asta american. Am înțeles. Puteți să îl întrebați mai multe decât l-am întrebat eu în această seară pe românul mușcelean Nicolae Badiu, vineri, începând cu ora 16, în sala mare a primăriei municipiului Câmpul Lung, acolo unde va avea loc lansarea cărții România care contează. Și mai ales, încercați fiecare dintre dumneavoastră să identificați și să puneți preț pe lucrurile care contează cu adevărat. Vă mulțumesc pentru atenție, ca de obicei până la următoarea întâlnire vă spun la revedere și să auzim numai de bine și urmăriți în continuare interviul realizat de RTN Chicago.